Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video, oameni buni. Astăzi încercăm un nou juculeț și anume Dune Spice Wars. Da, ați auzit bine, este un joc creat după popularul film și serie de cărți Dune. Știți foarte bine că filmul a făcut deja multă vâlvă când a apărut, mi se pare că anul trecut, dacă nu mă înșel, cred că în 2021, cred că... Nu greșesc, acum știu că l-am revăzut recent, de-aia sunt foarte puțin așa confuz, dar știu că anul trecut l-am văzut și chiar a fost un film destul de mișto. Este și drept un film destul de nișă, dacă îți mă întrebați pe mine, pentru că nu toată lumea o să aibă răbdare să urmărească două ore și ceva de film, mai ales că te și lasă puțin în suspans așa pe final, dar este totuși o poveste destul de mișto și ce urmează să fie mai departe după aia în seria asta de filme urmează să fie o chestie destul de... de tare. Dar a apărut acest joc numit Dune Spice Wars, spice-urile fiind aceste mirodenii care cumva sunt cele mai importante resurse din acest univers. Așa că văd că ne pune să ne alegem și o să zicem casa de care noi să aparținem. Astea sunt casele pe care noi le-am întâlnit și în film, adică avem Fremen, sunt acei oameni care trăiesc în deșert și cum se cheamă, au ochii albaștri, au așa un fel de, să zicem, semnătura lor, dacă sunt în felul acesta. Avem The Smugglers, avem pe Harkonnen, cei care sunt foarte periculoși și cam the main bad guys în toată treaba asta. Bine, ce obțin din ce am înțeles eu până acum. Și House Atreides, cam personajul principal, dacă e să luăm așa, în toată seria asta. Mă, cred că o să mergem cu The Fremen, n-am stat așa să văd aici care este ideea, văd că... au militeriu mai puțin costisitor, dar au puțin acces, au acces limitat la Land Sarad. Ok, hai să luăm așa. Că ne putem alege și niște consilieri. Cred că jocul ăsta este un fel de combinație între Civ și un regular RTS. Deci văd că ne putem alege un consilier aici. Să alegem pe băieții ăștia doi. Celalalt nici nu-mi plac cum arată așa tare. Ok, start game, nu știu. Ne mergem complet orbește, cum s-ar zice, în jocul ăsta și încercăm să dezlușim tainele lui încetul cu încetul. Desigur, voi sunteți liberi după aia dacă vă atrage jocul să vi-l, luați și să vă puneți voi la treabă și să înțelegeți mai bine ce și cum și care. Deci văd că asta este harta pe care noi avem la dispoziție aici și văd că avem alte case pe aici pe care le avem la dispoziție. Văd că nu avem niciun tutorial. Explore, Arrakis, it's vital, așa. Deci it's vital, bla 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 și trebuie să mergem cu asta să facem puțină explorare. Văd că nu putem debloca nimica. Aici am găsit niște spice-uri. Ok. Și you must capture a village in region with a spice field. Ok. Bun. Deci trebuie să găsim. Da, văd că sunt hexagoane exact ca în Civ și ca în celălalt joc Humankind pe care l-am mai arătat eu, dacă mai țineți minte. There need to build the spice collector to deploy the harvesting team. Deci ne trebuie orașul din zona asta. Actually nu sunt chiar hexagoane din ce văd. Da, văd că-s mai mult plăci peste plăci. Nimic curios. Play Stamper. Ca să sumonez cel mai probabil, cred că viermele gigantic. Ok, văd că deja s-a apucat să scaneze zona. Deci dacă pui ăsta, scanează zona. Noi nu știu dacă mai putem crea un dăsta. Câți bani avem? Avem foarte puțin bani? Avem 1000 de dăștea. Nu știu unde e baza noastră. Mă gândesc că asta e baza noastră, nu? Da, asta e baza noastră. Să lăsăm pe ăla să scaneze. Trebuie să mai facem un dăsă de explora puțin. Și oameni buni, dacă vă place jocul ăsta și vreți să vedeți mai multe videouri acest gen și sunt foarte mergeți să făcut un micuț like acolo și ar fi super de gust din partea voastră. Villagers are defended by militias. If you defeat them, your units will occupy. Ok. Și unitățile mele se duc direct acolo? Nu, nu se duc direct acolo. Dar trebuie să vedem cum îi atacăm pe bărbații ăștia. Asta și e acolo, deci nouă ne trebuie oricum militarii. Păi hai să ne creăm atunci niște skirmisheri odată și niște și niște warriors, desigur. Să-l lăsăm așa să scaneze, ăsta îl putem opri. Nu mai vreau încă un ăsta, luăm banii înapoi și lăsăm așa, n-are rost. Trebuie să trimitem oamenii să captureze orașul ca să putem să facem refinerul aici, să putem captura aceste mirodenii și să... Începem să obținem resurse, pentru că stăm foarte, foarte slab în momentul de față. Văd că mai avem aici niște harvester rack. Choose. Poți să alegi. Grab the leftover spice, investigate the remains. Ok, nu, hai să...
Așa, hai să ia el de aici ce-i de luat. Ok. Așa, așa, poți să-i trimiți așa, military power. Ok, au așa diverse stats-uri. Ok, cool. Păi, hai să capturăm pe băieții ăștia acum. Merge să-i prindem pe băieți. Deci avem fremânți aici, ăștia știu să meargă prin deșert, parcă, nu? Nu, nu, nu se trezește râma gigantică. Știu că dacă... Oh! Wow, ce-i asta? Asta pare interesantă. Chiar pare destul de mișto acolo. Aia, poate, poate e ceva cu resurse. Bine, ăștia pentru că știu să... Oh! Pregătiți atacurile! Dați-i, noi n-avem nimic range. Ce drept? Ah, ba nu, avem, avem băieții cu bombe. Țin cam laggy în situația asta, nu știu ce a vrut să fie acolo. Cred că rezist ai mei, a? Pare să se descurce, ce drept. Au, au ce drept mai multă viață și mai mult... Se descurcă mai bine față de ăștia. Ok, domnul elicopter a terminat de... De luat de aici spice-urile. Asta putem să patrulăm puțin cu el. Ăștia se descurcă mai mult decât perfect. Lăsăm ăsta să scaneze aici ce-i de scanat. Sand... Sandworm detected. Și am mutat puțin să nu vină viermele. Să-i omoare. Și stai să-i ducem mai așa, să intre pe teritoriul normal. Că e, e super nasol, uite, vedeți? Da, deci dacă îi lași prea mult, îi, atac, îi poate ataca viermele. Ok, are sens acum. Ok, super. Teritoriul ăsta este al nostru acum. Să vine, curând o să fie al nostru. Unde mi-e drona? Oh, drona s-a dus să scaneze, așa, el a plecat de, de nebun, așa puțin. Ok, și dacă luăm ăsta, o să putem în sfârșit să curățăm și spice-urile de pe aici, ca să putem să începem puțin așa dezvoltarea din punct de vedere al, al societății, știi, al, al zice, armatei. Îmi scăpa cuvânt. Tot venea military, military, military și eram așa de confuz. Și Dumnezeu, military, ce asta? Acesta, getting started, da, m-am prins deja ce trebuie să... Ne-am cam prins o leacă așa cum funcționează. Asta, văd că avem și niște abilități aici. Ce asta? Occupied. Păi și? A, e doar ocupat, ok. Take control, gata frate, nu știu. Eram confuz, de ce nu, de ce nu-l iau odată, știi? Și pe aia am văzut acum de ce nu-l lua. S-a scanat aici diverse chestii, vă că am găsit niște resurse. Teardown, așa, send military to investigate. Rakis infiltrator și îți dă expansion. O, oh, expansion development sau îți dă bani. Sau nu știu să ia exact. Fel tehnologie, încă un oraș aici. Hai să vedem în jurul nostru totuși ce e. Îmi place că poți să-l trimiți pe ăsta și se duce de nebun și știe deja care treabă. Ok, deci pe ăsta am luat noi aici, buildings. Nouă ne trebuie un spice collector. Facem un spice collector că avem nevoie. Aici nu știu dacă găsești ceva. Ok, văd că ăla s-a dus să exploreze puțin pe acolo. Militia, extra militia takes some time to train. Mă, nu cred că vreau neapărat extra militia, eu zic că stăm bine aici. Asta văd că s-a dus să exploreze destul de ok. Oh, resource! Ok, ce putem merge pe network? Agents, așa, un com, produce more solari. Și asta e așa, composite materials. Cred că trebuie să mergem pe materialul după aia pe ăsta, în loc de military base. Hai să facem puțin să avem resursele mai, mai viabile și după aia ne extindem, ne extindem militaresc, cum s-ar zice. Și cred că aici trebuie să vedem ce negocieri putem să facem. Oh. Dar e exact ca Civ, dude, poți să vorbești cu diverse națiuni și probabil că dacă o să ne ducem așa puțin să explorăm, o să descoperim că națiunile sunt ocupate, adică zonele sunt ocupate de celelalte națiuni, cel mai probabil. Dar momentan văd că suntem relativ destul de izolați în zona asta de aici. Hai să vină și ăsta pe aici să... Oh, ok, în partea aia nu cred că se poate explora. Aia s-ar trebui să fie marginea de hartă, cum o văd. I-am preluat controlul orașului. Construct spice collector. Asta urmează acum să se întâmple. Da, asta e marginea de hartă din ce văd. Deci suntem relativ safe. Deja puțin se ducă și sus acolo.
Nu știu dacă ai cum să mărești viteza, n-ai cum să dai puțin viteza mai mare de... Oh, accelerate, gata, puțin mai rapid că parcă mi se pare că brea târii băieții. Oh, nice, bă, muzica văd că e destul de nice și în film e făcută destul de bine. Ok, harvesting team, spice collector down. Așa deja s-au apucat să colecționeze, add crew. Trebuie un singur om care să lucreze. Cred că trebuie să mai facem mai multe spice collector-uri ca să putem face ceva. Wind trap. Oh, ne trebuie de asta să facem rost de apă. Da, cred că e cel mai bine așa. Dar văd că mai avem niște spice-uri, deci cred că poate să facem mai multe de-astea. Ok, aici văd că sunt diverse locații de descoperit. Asta e baza noastră. Iar pe aici văd că mai sunt iarăși locația asta de văzut ce și cum și care. Bun. Am putea merge cu băieții noștri. Ăștia ce oameni au? Armed civilians, nu au nimic special. Putea să mergem să-i capturăm și pe bărbații ăștia de aici. Și o să fie viață grea cu viermele. Presimt. Presimt că viermele o să-mi cauzeze probleme, dar we shall see. Ok, hai să dăm și training pe ăsta așa ca să facem puțin training și militar. Ce e aici? Bun, rupe. Oh, e furtuna aici, opa! Asta vine cumva încoace? Nu cred că vine încoace furtuna aia. Oh, dar ei mei își iau giga damage sau mi se pare mie? Bă, nu-s foarte mulți. Azi două echipe de sniper și mi-atacă pe ai mei din spate. Acum cam târziu să-i mai mut dacă e să o luăm așa. Gata, nu mai, nimeni mai atacă pe aia din spate, e bine. Ah, e încă o de-asta așa, gata. Pillage. Ok, sau putem, nu, de control ce vorbește. Capturăm și păște, de ce nu? Eu zic că e bine să avem cât mai multe de-astea capturate. Building slot, cât de asta avem? Avem și mai putem genera. Hai să mai facem încă un... nu pot să mai fac un spice core. Oh, îmi trebuie mai multe. Oh, asta creează plasticul pe care eu îl folosesc. Super. Close tutorial. Space and tax and imperials. Every 25 days you'll have to pay the space guild bribe. Collect spices. Ok. Și să dai pentru solarii. Cool. Deci noi trebuie să generăm bani ca să ne plătim taxele aparent. Ok. Apă. Bine că ne-am construit apa. Unassigned slot, ce e asta? Agent Aron, el o să fie agent slot aici. Dacă am atat altceva, nu văd că nu prea poți să facă chestie. Au, oh, în diverse poziții și primești diverse bonusuri dacă îl pui pe ăsta aici. Da, ok. Deci el se infiltrează în celelalte case și obține informații. Am înțeles, deci așa funcționează asta. Și încă un oraș aici, ăsta are level 3. Cred că e mai periculos totuși ăla. N-ar fi de prea grozavă să ne aruncăm pe el. Nu știu dacă poți să extinzi parcela. Oh, what? A sărit cumva mai mult spice acolo sau ce-a fost? Părea că e mai mult spice. Ok, aici hai să construim ceva. Asta e cam departe și nici mai am plastic. Deci aici am putea trimite militeriul și să obținem niște d-astea. Ok, am putea să faci asta, nu e ideea rea. Să culegem puțin lucrurile de acolo. Acolo e ceva generator de căldură. Să vin aici să verifice treburile. Deci eu atent după râmă, dude. Dacă vine râma trebuie să mă asigur că e... Două zile trebuie să plătim taxa, 150. Avem ce drept. Yo, who that? Aoleu, vin ăștia roșii, Harkonnen. Sau cum s-o fi chemând de Harkonnen, whatever the fuck. Harkonnen, da, exact, Harkonnen. Intelligence Network. Maintenance. Ia asta ca să putem pune mai mulți oameni. Nu știu dacă mai există alte... Oh, costă niște puncte. Îi spune și intelligence-ul ăsta la treabă. Și local defense. Și atât avem, că mai multe puncte nu mai am. Bider Silence.
Ah, ok, deci a reușit să ne plătim taxele, bine. Deci noi trebuie să generăm mereu o treabă, că altfel sal. Opa? Păi ei, băieții mei, că vin râmele. Nu știu, vor să ne atace baza? Cine sunt ăștia? Sunt ultimii ratați. A, sunt raiders, mă. Ultimii ratați aici vin și se bagi în seamă. Rupeți-i, frate. N-au nicio șansă, despre ce vorbim. Aia, ăla cred că pot să-l las, nu mă interesează așa tare. Oh, ăsta meu a fost pe aici, am mai găsit spice-uri, nice, deci cred că e un oraș pe acolo. Trebuie 300 de plastic. Nu, trebuie să facem... stai mă, eu cred că mi-am pus asta, nu mi-am pus oameni să lucreze, nu-i așa? Ba, nu, am pus. Cred că trebuie să pui oameni să lucreze. Știi, să-și genereze lucruri. Nu văd că nu e treabă. Ce e asta? An assign agent, un agent nou. Tu te duci în Harkonnen acolo. Da, da, da. Ok, putem să facem aici niște chestii. Maintenance center. Wind trap-uri. Cred că tot plastic factory ăsta ar fi bun. Să pot să construiesc chestii. Merg prinde bine de asta. Zic eu, chiar ar fi destul de practică. Du, genul ăsta de joc e genul de joc unde o să-mi pierd eu 10 de ore dacă să mă țin de el. Dar sincer e destul de nice, adică e fain făcut și chiar mă gândesc poate să joc pe stream. E și genul de joc care, cum am zis, mă face să-mi pierd câteva 10 de ore bune dacă nu sunt atent. Chiar armata cred că avem relativ destulă. Văd că aici ne mai obligă să facem ceva. Commission a masterpiece, you have Solari, yes, do it. N-am apucat să citesc pentru că se ducea un timp și am să mă grăbesc să facă treaba asta. Și e bine totuși că am pus în sfârșit orașul ăsta să facă ceva. Aici văd că nu poți să faci nimic, asta trebuie 2000 de astea. Uite, tot mereu cred că e sunet de afară, dar de fapt e sunet în joc. Acest... Send military units to investigate. Puțin ca departe, nu știu, mi-e teamă să-i trimit așa departe fără ceva nume. Oh, diplomatic congress. Și un consiliu aici. Ok. Military development completed speed. Yes, I support. 300 water. Oh, upkeep, nu mă bag. Ok, what? Păi și cum votez, nu știu ce votez. Cred că îți alegi voturile și în 4 zile ți se pune, ok, am înțeles. Fel de consiliu de ăsta, e foarte tactic, de-aia îmi cer scuze că nu stau să gândil fiecare chestie. Sau să stau să nu știu super atent. Research hub. Spice silos. Doar la 100 spice production. Băi, am putea pune niște spice silos-uri de-astea aici. E că bine, deci avem acum o tonă de plastic, da, nebun. Și asta e perfect. Mă, dar ce sunete au, frate, ești nebun. Currently inactive. Ok, stai așa, du-te și tu și explorează. Cum ăsta vine aici și își face de cap. Dăm și noi pe aici. Să văd că scanează altceva. Ia frate, ia scanează-mă și tu pe aici, tu și ceapa, mamei tale. Tot se plimbă căcatul ăla de navetă pe aici și noi îl lăsăm așa să facă ce vrea ea. Pă drept, cine ne crede? Ultimii ratați. E fain că ai și efecte de vreme random. Oh, intrăm în teritoriu roșu. Intrăm la Harkonnen. Ok, baza lor. Ok, cred că ne atacăm pentru că nu avem probleme diplomatice. Mă gândesc. Trim și pe ăsta așa o leacă mai încolo. Dar să-l las așa, n-are rost să mă agi prea tare. Ok, hai cu stockpile-ul ăla gata. Acum ar trebui să facem mai multe spice-uri, nu mă gândesc. Oh, what the... așa vezi lucrurile, fii atent. Mamă, e mai complicat jocul decât credeam. Dar e făinuț, dar trebuie să stau să le iau încet cu fiecare lucru posibil și după aia să văd ce și cum și care, cum rulează. Ok, deci dacă eu vreau aici să mai măresc spațiu, îmi trebuie 300 de dăstea, firar.
N-am cum să upgradez Spice Collector. Ok, în cont ăsta, dar trebuie un Spice Silo Spice Collector, trebuie 400. Facem un de-asta pentru că sunt prea multe aici și ar fi ok să mai strângem de unul. Plus că avem siloazile aici, deci e ok. Mi se pare ciudat, bine. Mi se pare ciudat când ajunge până acolo, țin cu ochii distanțe relativ aceeași, dar e și din cauza că e teritorii complet diferite. Well of Riches, aici pare a fi iarăși o schemă. Dar, mai bun, eu o să opresc aici cu video-ul ăsta. Voiam doar așa să vă arăt jocul, să vedeți care este treaba. Mie mi se pare destul de fainus ca și joc, în mare parte. Chiar e ceva destul de fain și chiar vreau să joc mai mult pentru că mă atrage și o să probabil să-l încerc și pe streamuri. Dar dacă v-a plăcut acest video, știți foarte bine ce o să vă comentați, să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa!